Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, în primul rând vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea ce mesaje noi ne mai apar. Luați de aici, vă rog, doar mesajele cu care rezonați, cuvântul de care aveți nevoie pentru a vă liniști mintea, sufletul, cum vreți voi. Ce nu, lăsați deoparte. De asemenea, este foarte important să vă folosiți discernământul. Am reușit cu greu să scot în această lună zodiile din diverse motive. Din lipsă de timp, din lipsă de spațiu, din diverse provocări care apar în viața noastră de zi cu zi, așa. Sunt și eu om ca și voi și nu în ultimul rând, evenimentele recente care m-au tras un pic pe tușă. Am stat și am cugetat îndeaproape, evident, cu ochii pe astre, cu ochii la oameni, la apăsări, la grijile lor. Tot ce trăim noi astăzi este puternic influențat de nodul nord din Berbec, de planeta Marte, Ares, zeul războiului. Am spus în citirea axa destinului Berbec-Balanță ce se întâmplă, atât cât am putut. Vă dați seama că știu mai multe decât spun sau decât pot să spun, din vari motive. În primul rând să nu lungesc clipurile, în al doilea rând, pentru că informația este complexă, mă voi gândi la o modalitate, să găsesc o formulă prin care cei care chiar își doresc să acceseze anumite clipuri, să o facă dedicat. Cei care vor doar citirile de tarot, să rămână doar la partea aceasta. Până la urma urmei, canalul meu este unul de astrologie și tarot. Ambele sunt unelte care vorbesc despre spiritualitate. Jung a fost cel care le-a folosit în terapiile sale. Știrile mele sunt despre voi și sufletul vostru și despre probabilitatea cea mai mare de manifestare a energiei în funcție de câmpul de energie ce ne înconjoară. Pentru că ce fac eu te afectează pe tine, dragă ascultătorule, și ce faci tu mă afectează pe mine. Astfel, eu citesc câmpul. Așa se face că poate unii dintre voi rezonați pentru că sunteți mai aliniați la vibrația prezentă, la vibrația din momentul prezent și alții nu. Pe lângă toate acestea sunt și eu doar om și nu dedic în mod intenționat cuiva anume citirea. În altă ordine de idei, aceasta este o platformă de divertisment unde, da, ne putem regăsi în informații, putem împărtăși informații, iar oamenii au o liberă alegere dacă să asculte sau nu. Târgul este corect, spun eu, iar pentru cei care nu-și doresc sau nu rezonează, pot merge acolo unde găsesc informația mai potrivită pentru nivelul de conștiință la care se regăsesc în acest moment. Să vedem așadar. Trăim vremuri profunde, cruciale, de schimbare majoră, la nivel de omenire, dar și la nivel individual. Și cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, nu. Cine poate să înțeleagă bine, cine crede că nu poate să înțeleagă, vine vremea și pentru asta. Când mai lăsați câte un comentariu care, nu știu, pare așa ostentativ, eu v-aș explica multe, dar ca să vă explic o idee, ar trebui să vă spun tot ce știu. Și nu am nici timpul, nici răbdarea, de multe ori nici voința, pentru că mă satur și eu. Ar trebui să explic chiar tot ce știu și nu am cum. Într-o citire eu folosesc un mecanism destul de complex în spate. Am noțiuni din vari domenii de viață, studiate, aprofundat, pentru a ajunge la informația pe care o livrez aici în citiri. Cine rezonează bine, cine nu, îmi pare tare rău. Mergeți unde simțiți voi că vi se potrivește mai bine informația. Avem relațiile, planul material și emoțional. M-a întrebat cineva foarte drăguț recent care este cea mai mare dorința mea, dar era într-un context absolut pământean, așa să spun.
Și răspunsul meu a fost pace. Și atunci a început să râdă și a zis, mai zăpăcit tu cu planeta și cu lupta ta pentru planetă? Și am spus, nu, nu e lupta mea pentru planetă. Ce fac eu te influențează pe tine. Ce faci tu mă influențează pe mine. Dacă planeta e bine, sunt și eu. Dacă eu sunt bine, e și planeta. Suntem interconectați și fiecare contribuie. Nu este nimeni scutit de această contribuție a binelui în lume. Nu putem întoarce capul. Să vedem. Mesajele pentru voi astăzi. Voi face și citiri interactive. Voi mai avea și teme dedicate. Un pic de răbdărică și le-am trăit toate. Să vedem ce aduce ziua de mâine. Comunitatea, familia. Comunitatea înseamnă casa a treia din astrologie. Axa 3-9, axa gemeni săgetător, din astrologie, axa cunoașterii. Comunitatea. Mediul de pe lângă casă, mediul care mă înconjoară. Familia extinsă, mătușile, unchii, verii, frații, surorile, drumurile pe distanțe scurte pe care le fac, studiile, ce vreau să studiez, ce vreau să fac, comerțul, transportul. Iar în casa nouă avem zona unde devenim din student profesor, călătorile pe distanțe lungi, alte civilizații, alte naționalități, legea, legislația în vigoare, înțelepciunea, spiritualitatea și credința. Oare nu se aplică această carte cu ce trăim noi în momentul prezent? Se aplică. Despre asta vorbește câmpul, despre comunitatea noastră, despre alte țări, despre situația care se întâmplă acum în Israel, despre inundațiile din New York, despre incendiile din Maui și despre toate celelalte lucruri. Pentru voi dedicat aici, ceva ce are legătură cu mediul de pe lângă casă sau cu drumurile pe care le faceți voi în legătură cu casa. Pentru alții dintre voi cu comunitatea, vecinii, vă supără cineva. Pentru alții dintre voi familia. Vreți să faceți niște drumuri sau apar chestiuni legate de transporturi, de deplasări, de drumuri pe care le puteți face. Aflați informații sau unii dintre voi poate aveți conflicte cu a voastră comunitate. Intrați într-o comunitate, vă pregătiți de o acțiune legală sau vă informați, vă documentați în chestiuni legale. Alții dintre voi sunteți axați pe credință, vă rugați foarte mult pentru binele lumii. Am culoarea mov. Movul, lilaul, violetul, cum vreți să-i spuneți, vine de la albastru și roșu, electric și magnetic, sau acea flacără violet despre care s-a tot vorbit. Flacăra vie din noi, spiritul nostru. Focul cosmic nu este focul pe care îl vedem acum, focul care arde pădurile. Nu, nu, nu. Focul cosmic este energia pură. Comunitatea. Numărul 12. Poate cineva din comunitatea voastră vă cere ajutorul, vă cere sprijinul sau poate voi aveți nevoie de semnături de la asociația de locatari. Treburi de genul acesta. Se întâmplă prin cartier, prin oraș, prin... Uite, mi-au apărut îndrăgostiții. Întors, cartea întoarsă, dar nu o luăm așa. Aici avem numărul 15 al diavolului sau casa 1 și casa a 5-a. Eu, viața mea personală și casa a 5-a unde cineva mă curtează sau ceva ce are legătură cu copiii mei. Nu știu, poate unora vi se plâng vecinii că îi deranjează copiii dacă aveți copii mici. Sau copiii voștri, la nivel de viață personală, au nevoie de ajutorul vostru. Unii dintre ei se pot muta acasă, alții dintre ei se pot muta de acasă. Aflați niște vești din comunitatea voastră, de la vecini, de la frați din familie, despre persoana voastră iubită. Sau în comunitatea voastră este cineva care vă face ochi dulci. Cere ajutorul. Numărul 2, casa a doua. Am spus, cineva din comunitatea voastră poate are nevoie de ajutor. Un frate, o soră, un unchi, o mătușă, verii.
Sau voi aveți nevoie de bani, pentru că am casa a doua aici, zilele acestea, pentru o deplasare, pentru a ajuta pe cineva sau pentru a face niște reparații la mașină. O revizie, o reparație tehnică la mașină. Alții dintre voi, după cum spuneam, vă rugați. Este o chestiune legată de credință aici, pentru voi personal, pentru lume, dar și pentru alte popoare. A se vedea aici că vorbim despre mai multe naționalități deodată și despre pace în lume. În toate războaiele politice din totdeauna au fost victime colaterale. Asta mă obosește și mă copleșește pe mine. Prietenie. Casa a 10-a. Unii dintre voi s-ar putea să aflați că, nu știu, cel mai bun prieten, cea mai bună prietena voastră are nevoie de ajutorul vostru, să vă ceară ajutorul, pentru că voi sunteți ultima lor scăpare. Știți vorba aceea, războiul stelelor. Obi-Wan Kenobi, tu ești singura mea speranță. Deci un maestru Jedi. Fie voi aveți nevoie de un maestru Jedi, fie cineva vede în voi un maestru Jedi. Prințesa Leia, aici este zeița Fortuna. Cineva are nevoie în comunitatea voastră sau aflați o veste că cineva are nevoie de ajutorul vostru care a fost exclus dintr-o acțiune și voi puteți ajuta. Pentru alții dintre voi aici, într-un nou grup de prieteni sau prin grupul de prieteni aflați vești de la persoanele la care vă gândiți voi aici. Alții dintre voi aveți parte de o situație foarte favorabilă. Astăzi, mâine, poimâine, un eveniment care va aduce noroc. Ne apropiem de eclipsa de soare care am spus în citirile pe zodii, pentru cei care nu le-ați ascultat, că vine cu impact major. Major în viețile noastre. Se schimbă puternic ceva. Aici este o mașină. Imediat mă uit în cristal. O mașină. Ceva ce are legătură cu o mașină. Graniță, limită și abundență. Casa întâi. 12. Pe unii dintre voi vă copleșește probabil situația actuală din Israel, dragii mei, cei care sunteți de acolo și mă ascultați. Sunt cu sufletul alături de voi și sper să fiți în siguranță. Pentru cei care aveți nevoie de ajutor, nu vă pierdeți încrederea în puterea divină. Aici există pentru unii dintre voi un blocaj la nivel financiar, un blocaj la nivel de stare de bine. Este un scut. Posibil unii dintre voi să fi intrat într-o polemică cu cineva și acum să vă apărați. Sau altora dintre voi le lipsește în acest moment puterea. Sau altora dintre voi în acest moment vă lipsește puterea. Puterea să vă mișcați în stânga și în dreapta, puterea să acționați într-o situație care vă nedumerește pe voi acum. Ce a avut loc în luna aprilie, mai văd aici, care poate fi rezolvat în această lună, iar pentru alții dintre voi vă deblocați o chestiune financiară de maximă importanță. Aveți o reușită la nivel financiar. M-a întrebat cineva dacă are apă înainte, înăuntru. Nu, este solid, este un cristal natural de stâncă, de cuarț alb. Nu se schimbă imaginile din el. Imaginile aici, imaginile, zgrieturile, mă rog, sunt aceleași. Doar eu privesc altfel. E o altă perspectivă. O coadă de pește. Veți rezolva ceva ce a tot fost amânat, unii dintre voi. Sunt două palme care aplaudă. Faimă și recunoaștere. Cineva spune bravo. Poate fi și pe un ton ironic să fiți vigilenți. Aici văd o inimă cu o gaură. Multă sănătate. Sper să nu aveți provocări în zona aceasta a sănătății. Văd o floare de lis, un simbol. Poate aveți nevoie de o ștampilă, poate aveți nevoie de o parafă, poate vorbim aici despre un document, despre un acord care poate fi făcut sau desfăcut și aceste lucruri până acum au fost blocate sau voi nu știți cum să acționați în direcția aceasta.
Cu încredere, cu o gândire sănătoasă și pragmatică, cu precauție. Un semn de pământ este aici implicat și numărul 3, casa 3 a niște drumuri, o tranzacție la care să fiți atenți dacă aveți o vânzare, cumpărare acum, niște drumuri scurte, vreți să vă mutați, vreți să vă deplasați dintr-un loc în altul, un cârlig. Poate unii dintre voi aveți niște datorii pe care uite că le veți putea achita printr-un eveniment foarte fericit, printr-o conjunctură favorabilă. Unii dintre voi mergeți într-o audiență de unde veți ieși foarte fericiți. Avem aici un porumbel și mai aveam undeva porumbei, aici, la îndrăgostiții. Dar toate aceste lucruri se fac în urma unei acțiuni, poate are legătură cu copiii voștri. Poate mergeți cu ei la medic pentru un control de rutină. Numărul 13 în oglindă. 31. 13 și 31. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 1. 3, 1, 3. Se schimbă jocul. Se schimbă pentru unii dintre voi linia temporală în urma unui eveniment fericit. Roata destinului înseamnă destinul tău. Se învârte roata. E, în loc să se mai învârtă roata, sari de pe o roată pe alta și pici tot în picioare, tot sus. Avem un as de spade aici, o sabie pe Excalibur. Unii dintre voi descoperiți ceva, se produce eclipsa pe 14 și voi aflați ceva sau vă luminați. Atenție, timpul este fluid. Timpul nu este așa cum îl știm noi. Eu pot să spun astăzi și să se întâmple peste un an, pentru că vedem pe internet atemporal, dar nimeni nu știe să explice de ce. Pentru că el nu există. Oamenii au inventat timpul. După potop. O inițială N, ceva nou. Sunt două puncte. Două zile, două săptămâni, două luni. Nu mergem mai departe. Două puncte. Ceva bun. O casă mai este aici. Pentru unii dintre voi poate însemna o nouă locuință, vă mutați. Bun. Să vedem la nivel de relații. Avem 10 de băte, 6 de monede, înaltul preot și cavalerul de băte. Cei singuri. Vreți o relație. Vreți neapărat o relație. Aici există un mic avertisment, să fiți precauți, să nu fiți naivi, să nu vă aruncați cu capul înainte, ci să fiți foarte precauți, pentru că, da, potențialul este major, dar, cine vine către voi acum, poate părea că este în regulă și poate să fie exact ceea ce aveți voi nevoie, dar să nu vă consume pasiunea, să se aprindă foarte repede scânteia dintre voi. Un băț care arde repede se și stinge repede. Avem cavalerul de băte aici. Cu cât veți merge mai calculat și cu cât veți fi mai pragmatici și realiști, cu atât sunt mai mari șansele ca aceasta să fie o relație de durată. Pentru cei care sunteți în relații stabile, unul dintre voi are provocări la locul de muncă sau are provocări cu banii, voi doi aveți discuții de la bani, de la neajunsuri sau de la lucruri mici și mărunte din căsnicia voastră sau din relația voastră. Unul dintre voi este mai relaxat și vrea să vă relaxați, să ieșiți, să vă distrați mai mult, iar celălalt este mai ancorat în realitate și vrea să se ocupe mai mult de organizarea casei, de treburile casnice. Intrați în conflict, astfel încât cheia succesului aici este să o dați la pace, să ajungeți la un acord, când așa, când așa. Dacă aveți provocări cu banii, acestea se pot rezolva, dar din nou cu precauție, pentru că puteți primi ajutor din partea unor prieteni care vor fi foarte relaxați și care nu vă vor stresa să le înapoiați banii foarte repede, vor fi foarte înțelegători. Alții dintre voi aici în relație s-ar putea să aveți provocări cu comunitatea, vecinii, neamurile și să vă înfuriați foarte tare. Furia aceasta vă strică buna dispoziție în casă. Încercați să o evitați. Este aici un
tinerel cu gura mare care vorbește fără să gândească. Dați-i pace că-și vede de drum cum vine așa și pleacă. Iar pentru cei care sunteți într-o perioadă de separare, este ca și când zilele acestea, viața voastră din fix acest moment al vorbirii, este o consecință a tuturor deciziilor pe care voi le-ați luat înainte. Și dacă vreți să se întâmple ceva mai bun de atât, credința este calea. Nu credința în sensul de religie. Încrederea în divinitate, încrederea că totul are un sens. Când te lași în voia divinității și înțelegi că totul are un sens, lucrurile se rezolvă mai repede decât crezi tu. Pentru voi aici vin niște vești. Separarea aceasta s-a produs din cauza că unul domina și celălalt se supunea, dar nu în sensul bun, masculin și feminin, ci unul era la mâna celuilalt. Unul dintre voi avea o restricție, fie financiară, fie de stimă de sine. Și asta a produs separarea. Pentru alții dintre voi, gelozia a produs separarea. Poate ați bănuit că are pe altcineva, vreo vecină, vreun vecin, nu neapărat, dar ca idee, să vă faceți o idee. Să vedem mai departe. 10 de bâte, ce spune? Eremitul. Și v-ați retras. Cei singuri, exact cum spuneam, potențialul să vină cineva aici care să vă facă să tresăriți este maxim. Cărțile vă spun și energia vă spune să fiți realiști și să nu vă aruncați cu capul înainte. Da, relația poate fi tot ce v-ați dori vreodată, dar un pic de atenție nu strică. Cei care sunteți într-o relație stabilă deja, dacă prin comunitate aveți vreo provocare acolo, să știți că cineva este cu ochii pe voi. Pentru alții dintre voi, calculele. Trebuie să faceți un buget mai bun, să bugetați mai bine nevoile familiilor voastre. S-ar putea ca unii dintre voi să fiți geloși pentru că nu știți ce face, ce pune la cale partenerul vostru. Partenerul vostru caută direcție, caută o direcție. O să vedem către ce. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici este un moment de tăcere, aici este un moment de izolare și omul acesta la care vă gândiți voi are niște restricții la nivel financiar, poate are nevoie de ajutor de la prieteni pentru a putea lua o decizie, are o restricție în acest moment. Pajul de cupe. Aici energia este bună pentru toți, în toate situațiile din viața voastră și se poate aplana cu calm, cu încredere și cu vorbă bună. Cei care sunteți singuri, da, cineva vă curtează, vă poate curta. Atenție, da, știți vorba să nu ne îmbătăm cu apă rece. Să o luăm așa, încetişor. Pentru cei care sunteți în familie, în relații deja stabilite, aici un copil s-ar putea să fie provocarea sau pentru un copil să vă temeți sau să discutați în contradictoriu pentru că este la vârsta adolescenței sau să fiți voi îngrijorați chiar dacă nu este la vârsta adolescenței și unul dintre voi să fie mai supărat sau mai temător în această privință. Dacă voi doi, ca și parteneri, aveți provocări, lucrurile acestea se rezolvă prin vorbă bună. Prin respect reciproc. Ascultați-vă reciproc ca doi prieteni și toate provocările voastre se pot debloca. Iar aici este un blocaj pe bani, ceva legat de bani, care au întârziat să vină sau aici. Iar pentru cei care sunteți în separare, să știți că această persoană vă îndrăgește, dar are un blocaj. Are un blocaj. Nu toți cei care v-ați separat, v-ați separat în conflict. Din diverse motive nu sunteți împreună. La voi mă refer. Aici, la voi, persoanele acestea, când se gândesc la voi, se gândesc cu drag. Și 10 de cupe pentru înaltul preot. Pentru cei singuri.
cale liberă către iubire, către împlinire, dar cu mintea limpede și realist. Pentru cei care sunteți în familii, relații, 10 de cupe vă sugerează potențialul cel mai apropiat de fericire. Ce provocări aveți voi astăzi acolo se rezolvă. Iar pentru cei care sunteți în separare, veți fi mulțumiți de niște vești pe care le primiți în legătură cu oamenii la care vă gândiți voi acum. Pentru cei singuri și potențialul de a întâlni pe cineva, labirint. Exact cum spuneam, să nu vă lăsați purtați foarte puternic de flacăra aceea de început, ci să fiți un pic mai calculați. Am numărul 2 și semnul vărsătorului, iar vărsătorul este un semn mental, este un semn care pornește relația de la prietenie. Nu este un semn care se atârnă. Vărsătorii sunt destul de unici așa în felul lor. Toți suntem, dar îi cam sar din arhetip. În consecință, puteți avea o relație de lungă durată. Lucrurile pot funcționa foarte bine împreună, dar pentru că este complex să intri într-o relație cu cineva, este cale lungă până acolo, voi puteți să rezolvați această provocare și să aveți parte de o relație de lungă durată prin a vă păstra calmul, prin a nu vă atașa din prima. Pentru cei care sunteți în relații, avem prieteni. Avem prieteni aici, prieteni aici. Numărul 3 și scorpionul. Un grup de prieteni. O a treia persoană, da, unii dintre voi sunteți geloși și bănuielile voastre, să știți că pentru unii dintre voi sunt nefondate, sunt doar venite din gelozie și din nesiguranța voastră sau poate nesiguranța partenerului vostru. Iar pentru alții dintre voi, să fiți precauți zilele acestea la ce spune comunitatea, ce spun vecinii, ce spun prietenii. Alții dintre voi vă puteți baza pe ajutorul unor prieteni pentru provocările pe care le aveți în dedicat acolo, în ce aveți voi nevoie. Iar pentru cei care sunteți în separare, avem inima frântă, interferență, durere, dezamăgire, regret, criză, nefericire. Dacă voi vă simțiți așa, așa se simte și această persoană. Avem numărul 3 și gemeni. Aici persoana aceasta este imatură. Unii dintre voi ați intrat într-o relație cu cineva, evoluând de la relația de prietenie la relația de iubit-iubită și la un moment dat s-a blocat toată relația pentru că persoana respectivă a fost imatură. Iar pentru alții dintre voi, v-am spus, oamenii la care vă gândiți voi sunt și ei triști, au un blocaj, au o provocare majoră în viața lor, poate de natură financiară sau legală, și nu vi se pot alătura acum. Au provocări și cu mașina și cu drumurile și cu transporturile și cu copiii, dacă au, dar vă regretă, se gândesc la voi cu drag. Și încă o carte pentru toată lumea aici în relații. Avem carte. Lucruri ascunse, mister, filosofie, casa nouă. Cunoaștere, educație, secrete. Vedeți fix casa nouă despre care am vorbit aici. Puteți afla, fie sunteți implicați în niște bârfe care vă afectează, fie trebuie să evitați niște bârfe care vă afectează. Necunoscutul acesta vă macină și trebuie să vă eliberați de acea teamă pentru că veți rezolva ce vă macină. Astăzi, mâine devine istorie, exact așa, doar urmele rămân. Dar veți rezolva și pentru cei separați, veți primi niște vești de la oamenii aceștia sau despre oamenii aceștia și despre provocările pe care le au. La nivel de plan material, avem cavalerul de spade, faetonul, eremitul și luna.
Unii dintre voi trebuie să semnați neapărat niște acte și nu știți ce decizie să luați. Luna este fix locul dintre lumea văzută și lumea nevăzută, subconștientul vostru care are o frică. Căutați o soluție pe care o veți găsi. Vă ajută cineva. Alții dintre voi trebuie să porniți la un drum și nu vă convine chestia asta sau să faceți un drum și să rezolvați. Cavalerul de spade spune repede, porniți la un drum pentru că cineva vă cheamă și are nevoie de ajutorul vostru. Posibil o energie feminină, posibil cineva din familia voastră să vă pună așa pe drumuri. La locul vostru de muncă s-ar putea să fiți implicați în niște discuții sau să nu fie zilele acestea lucrurile clare. Așa e cu Mercur în balanță. Nu balanța ca om, arhetipul cântărește foarte mult, oscilează foarte mult. Nu este o energie hotărâtă și determinată. Cavalerul de spade, unde mergeți voi? 10 de cupe și aici. Neliniștea voastră devine istorie, se transformă în bucurie. Steaua. Eremitul merge după stea. Deci voi veți găsi o soluție, voi veți respira ușurați. Fiu. Și luna are temperanța. Vă liniștiți și vă calmați. Să știți că la nivel profesional, la nivel financiar, așa în viața voastră de zi cu zi aici, la nivel de bani, bani, viață, rutină, la eclipsa de soare veți avea o realizare, mai ales cei care o aveți în casa a 10-a, a 7-a, a 8-a. La nivel de plan emoțional, avem 6 de spade, 7 de cupe, 7 de spade și regele de monede. Ei, uite cum pentru cei care sunteți într-o relație aici, sunteți într-o căutare, sunteți într-o dilemă și vă gândiți că soțul sau soția are pe altcineva sau că vă ascunde ceva. Pentru că pleacă la niște drumuri sau pleacă sau a devenit suspectă situația. Aveți foarte multe gânduri, aveți foarte multe idei, aveți bănuieli, dar nu știți concret nimic. Și fie aflați de la un drum dacă vă înșelați sau nu, fie vă liniștiți voi și aveți încredere. Poate nu în persoana aceasta, poate nu în soț, în soție, ci în voi. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, uite, vi se spune să nu vă aruncați cu capul înainte, ci să analizați așa bine, să ascultați fiecare cuvânt în parte, pentru că vă dezvăluie adevărul. Dacă omul acesta este sau nu potrivit pentru o relație de lungă durată. Alții dintre voi suferiți pentru o trădare, pentru niște minciuni sau sunteți implicați în niște bârfe din care vreți să ieșiți să scăpați sau în niște acte încurcate, neclarități. Aveți aici tot soiul de neclarități, de dubii pe care vreți să le lămuriți. 7 de cupe mă interesează. Steaua. Și 7 de spade. Judecata. Vi se spune să nu luați nicio hotărâre pripită. Să judecați foarte limpede și să analizați foarte bine situația, dar mai presus de toate să aveți încredere în intuiția voastră. Pentru alții dintre voi vi se spune să nu mai plecați poate urechea la oamenii care sunt în afara casei. Aici partenerul vostru de viață pare că are o provocare de natură medicală și vă ascunde ceva sau pare că are ceva pe suflet și vă ascunde, dar nu neapărat o altă relație. Regele de monede. Au ieșit două. Cavalerul de bâte și 6 de cupe. Cei care sunteți singuri puteți întâlni un suflet pereche. Pentru cei care sunteți în relații de căsătorie, aici vouă vă lipsește pasiunea sau
omul ăsta este mai distrat ca de obicei, poate mai vesel, poate se plimbă mai mult sau se vede mai des cu prietenii, iar voi sunteți suspicioși, vă veți lămuri dacă este ceva acolo sau nu. Iar pentru cei care sunteți singuri, pasiune, multă pasiune. Iar pentru cei care sunteți în separare, exact cum am zis, există posibilitatea aici de revenire. Deci avem cărți de suflete pereche, dar persoana aceasta are niște provocări care îl blochează. Și cu toate astea, în sufletul acestei persoane sunteți constant, se gândește la voi cu drag, dar și așa pasional, pătimaș. Ce este cu cavalerul ăsta de bâte aici? Ursul. Ursul este șeful, judecătorul. Uite, aveți o neliniște într-o instanță unde vreți să încheiați o acțiune care poate fi favorabilă, veți găsi o soluție. Aici s-ar putea să aveți parte de niște mărturii mincinoase unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, în familie, voi să aveți impresia că la serviciu soțul, soția are o idilă cu cineva. Ce ne mai spune regele de bâte aici? Biserica. Principiu, familie, valori de familie, căsătorie, structură, sistem de credințe sănătos. Aici, bănuiala voastră, pentru marea voastră majoritate, este nefondată. Sunt doar prieteni. Talismanele sau se înțeleg doar bine. Ceva legat de transporturi, de mașina voastră, de drumurile voastre este aici. Trebuie să tăiați niște drumuri. Vreți să rezolvați niște chestiuni care v-au pus pe drumuri. Să obțineți un rezultat și îl veți obține. Farfeca este închisă. Alții dintre voi mergeți să tăiați ceva. Fie de pe listă să faceți cumpărături care vă apasă, stați cu gândul un pic stresați, nu știu în ce măsură. Alții dintre voi să fiți atenți la pana de la mașină. Aici avem pastila fericirii, pastila de relaxare. Atenție pentru unii dintre voi la calmante, nu apelați la așa remedii dacă nu este cazul, iar pentru alții dintre voi această pastilă vine și vă confirmă că agonia de astăzi va fi fericirea de mâine, că vă liniștiți. Avem o lună nouă aici, cineva care într-adevăr are o preocupare, dar nu este cea la care vă gândiți voi și veți râde la un moment dat, vi se va părea amuzant. Alții dintre voi închideți un cerc, exact cum am spus, rezolvați o situație. Aici avem profesorul, cu asta am deschis profesorul. Ce înseamnă profesorul pentru noi? Că este vremea ca noi, la nivel de individ, să ne maturizăm, să mai scoatem capul și de prin casele noastre, să ne uităm așa în lume, pentru că, mă întorc la ce am spus, ce se întâmplă acolo ne afectează și pe noi. Știu că omul are tendința să spună, dacă mi-e bine mie și familiei mele, închid ușa, pun zăvorul și aia este. Nu este chiar așa, pentru că noi, dincolo de a fi om în carne și oase, suntem energie și resimțim lucrurile. Toți avem o datorie să contribuim, pentru că toți avem o traumă comună și suntem direct responsabili de toată istoria noastră, scrisă, nescrisă, transmisă sau furată. Pentru alții dintre voi aici, o durere la măsea sau este vorba despre un canal. Canal, un nerv, un circuit energetic. Poate de la o durere de măsea vi se duce durerea pe canal spre sinus, spre ochi. Poate fi și o conjunctivită. Să fiți atenți. Te rog să nu vorbești cu mine. Acest talisman îmi confirmă eremitul. Dacă aveți provocări cu banii,
Există o amânare sau dacă aveți în cupluri provocări cu banii sau dacă ați avut. Aici există o neînțelegere, se întâmplă ceva, este o chestiune de ego și sunt reproșuri la mijloc. De îndată ce se elimină aceste reproșuri, veți simți abundența. O eliberare, New Yorkul, Statele Unite. Da, poate a venit vremea să ne unim statele, să dăm mână cu mână, să facem o horă a unirii. Un dragon. Este vremea trezirii. Pentru alții dintre voi, atenție ca din cauza tratamentelor pe care le luați să nu ratați o programare, să nu ratați un drum pe care l-aveți de făcut. Unii dintre voi la serviciu, alții dintre voi să rezolvați niște chestii. Avem o chitară și o cheie. Discuția se aplanează prin acorduri frumoase, printr-un ton calm. Calmează-te, calmează-te. Cineva se calmează. Voi vă calmați, voi vă liniștiți. Nebunul. Veți rezolva și o luați de la început. Veți respira ușurați, treceți la alte lucruri cu care aveți de-a face în viață. Avem justiția. Veți rezolva ceva corect și echitabil. Ce apăsări aveți voi astăzi se anulează în fața justiției pentru că este o energie echilibrată, este o energie care vă aduce, uite, o gură de aer proaspăt și vă veți simți bine. Avem arcul de triumf. Veți lăsa deoparte durerea de astăzi și provocarea de astăzi. Un centimetru. Am auzit, dragostea nu se măsoară în bani pentru cineva anume. Pentru alții dintre voi sunteți la capătul firului de ață, ați ajuns la un capăt și aveți o alegere aici de făcut. Și trebuie să cereți ajutor, să cereți cu inima deschisă pentru că rezolvați. Uite, Marte, Ares, zeul războiului, notebook, toată istoria a fost așa. Nu repetați istoria, nu faceți ca de obicei. Alții dintre voi rezolvați cu actele. Intră Marte în Scorpion. Zeița Fortuna. 10. Prietenii. Cineva vă întinde o mână de ajutor. Sau aveți noroc de prieteni buni. Sau voi veți rezolva cum se schimbă situația. Vă ajută cineva să depășiți o provocare. Sau voi pe ei. Niște vești. Să depășiți, să scăpați de o situație care vă displace. Avem un unicorn. Sigur că da. Un unicorn. Curcubeul. Veți vedea curcubeul. Soarele. Vedeți? Iese soarele. Grăsimi sănătoase, aminoacizi, enzime. Atenție la digestie. Arderi. La arderi. La stomac. Și aici juniorul. Da, am spus un copil, pe unii dintre voi niște provocări cu un copil sau ceva, probleme de sănătate vă neliniștesc, alții dintre voi vă aranjați, mergeți la o întâlnire. Avem inițialele JMLKHQ. Blocajul este din centrală, blocajul este de mai sus, blocajul nu este la voi, se va debloca. Jupiter, poate pe partea financiară, Jupiter în Taur, poate blocaj în iubire, blocaj la nivel de stimă de sine, nu credeți voi că rezolvați, cereți ajutorul, apelați la specialiștii potriviți sau se deblochează ceva joi, într-o zi de joi. Pe orele lui Jupiter din astrologie. Vă veți simți bine, uite, o glumă bună, veți primi vești bune. Din nou văd ceva ce are legătură cu o mașină mare, mare, mare. Atenție, v-am spus, la mașină. Veți avea de mers într-o instituție, veți avea de rezolvat ceva sau aveți locuiți, poate, într-o casă mare. Vreți să faceți o schimbare de domiciliu. Alții dintre voi la mall vă puteți întâlni sau într-un hipermarket cu cineva, cu un om bun care vă ajută,
La serviciu, să știți că faceți pace cu șeful sau dacă îi cereți ajutorul, vă ajută. Și cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor. Să aveți o zi bună, să aveți o zi minunată și să fiți bine sănătoși. Pe data viitoare. Pa, pa!